Trădarea lui Iuda este momentul decisiv al începutului pătimirilor. Este Iuda perceput ca un trădător, însă intenția lui chiar aceasta a fost de a-l trăda sau a încercat să obțină altceva acest Iuda? Verbul pe care noi îl folosim a trăda și apoi substantivul trădător, în limba greacă au o altă semnificație. Verbul este paradidomi, care înseamnă a da pe cineva pe mâna altuia. Deci, până la urmă urmei, poate să fie ceva ca, dacă vrei să-ți aranjezi un meeting cu cineva, atunci îți scriu un e-mail respectiva persoană și spun Mara vrea să te întâlnească și așa mai departe. Însă ce s-a întâmplat pe cazul lui Iuda a fost un pic mai groaznic. Iuda a vrut să-l dea pe Iisus pe mâna lui Caiafa. Și când a luat Iuda această hotărâre, imediat după cina din Betania, care are loc Miercurea Mare, cina aceasta s-a întâmplat în casa lui Simon leprosul din Betania și o femeie, poate Maria, sora lui Lazar, a venit cu un alabastru, un mare recipient de nard, de parfum foarte, foarte valoros. Scholars de astăzi își imaginează că acest parfum ar fi costat de valoarea lui 30.000 de dolari. Chiar dacă luăm și un parfum mic astăzi, ne costă 100 de dolari, ușor. Deci era un recipient mult mai mare, parfumul era mult mai costisitor. Parfumul acesta se dădea din generație în generație, mama fiicei, iar fiica la fiică, ca să aibă ceva să se reprezinte pe ea însăși în fața soțului, să spună, am ceva, o zestre. Zestrea aceasta este din neam în neam, este alabastrul ăsta de parfum. Și mutau din generație în generație. Se vede că femeia aceasta a spus, vreau să folosesc parfumul acesta, să ung capul acestui rabin, acestui învățător. Deci a făcut un act de extravaganță în ochii lui Iuda, dar de self-offering din partea ei. Ea a sacrificat tot ce avea aproape de 3-4 generații, acest recipient de parfum, am spus de valoarea 30.000 de dolari, să te duci undeva la un cină și să dai un cadou cuiva de 30.000 de dolari, înseamnă că tu apreciezi persoana respectivă. Iar Iuda nu și-a putut imagina cum Iisus nu spune un cuvânt, să spună, femeie, de ce n-ai folosit nardul ăsta să-l vinzi cuiva, să ai bani și să dăm banii săracilor? Iuda a văzut în Iisus, nu uitați că Iisus a fost mai întâi ucenicul Sfântului Ioan Botezător. Deci toți apostoli priveau pe Iisus în lumina lui Ioan Botezător. Dacă Ioan Botezător a fost foarte auster, știm cum trăia, cât de limitată era mâncarea lui și viața, stilul lui de viață, când îl vedeau pe Iisus că acceptă invitațiile fariseilor să aibă un pahar bun de vin, să aibă o discuție elegantă teologică, mulți cred că dintre ucenicii lui Iisus, nu numai din cei 12 apostoli, se uitau la Iisus cu un semn de întrebare. Unde vrea să meargă omul acesta cu viața aceasta cam un puțin extravagantă? Now, Iuda, imaginați când a văzut această femeie venind cu atâta preț acolo de nard și Iisus neluând nicio poziție, poate a spus, cine este flamboyantul ăsta de om? Cine este omul ăsta extravagant? Iuda a fost probabil un spirit, cel mai tulburat spirit probabil din echipa apostolilor. E foarte interesant că unul dintre evangheliști spune că toți apostolii s-au scandalizat de acest fapt. Dar știm că cel mai important a fost Iuda, care vroia să știe cine este acest Iisus pe care el slujește. Și nu a avut un mai bun fel de a vedea cine este Iisus decât de a-l da pe mâna marelui preot Caiafas. Nu uitați, Caiafa avea popularitate la popor și popularitate și bună înțelegere cu Pilat.
Caiafa a fost un smooth operator. El știa cum să manipuleze masele. Și atunci Iuda își imagina că în fața lui Caiafa, acest Isus va spune cu adevărat cine este și atunci el, Iuda, va lua o decizie. Va sta cu el sau va renunța să mai fie un discipolul lui. Eu cred că asta e una dintre cele mai bune înțelegeri a trădării, de fapt, care nu a fost trădare în sensul de Michel, sunt un Michel și te trădez. Nu, în felul de a te da pe mâna cuiva și tu acolo vei spune ce gândești. Interesant că dintre evangheliști, Matei și Marcu, au explicații cu privire la Iuda, la trădarea lui Iuda și spun că s-a întâmplat din cauza acestui incident în Betania, de acest fel de a lui Iisus de a nu reacționa la ungerea din Betania. Luca vede în fapta lui Iuda, de fapt, o manipulare din partea celui rău, din partea diavolului. Luca spune că diavolul a intrat în inima lui Isus și l-a făcut să-l vândă pe Mântuitorul. Ioan, evanghelistul, este singurul care spune că el a făcut-o din avariție, pentru că îi plăceau bani și atunci ar fi vrut să aibă mai mulți bani cu prețul acela de 30 de shekel, care, dacă ne uităm astăzi, calculat ar fi cam 3.000 de dolari. În explicația lui Ioan, evanghelistul, s-a perpetuat apoi și în imnografia bizantină. Toate imnele bizantine care le cântăm noi în Săptămâna Mare îl ilustrează pe Iuda ca un om după bani. Însă, explicația rămâne totuși o enigmă. Cum am mai spus, frate, cea mai plauzibilă este de faptul că Iuda voia ca Isus să aibă o confruntare cu Caiafa, dar el a regretat foarte mult Iuda când a văzut că Iisus se menține pe poziție, Caiafa devine atât de nervos încât îl trimite la Pilat și după aceea are loc execuția. Din ce motiv au fost scandalizați atât de tare cei care au fost martorii ai Ungerului Iisus în Betania? Pentru că am spus, Iisus a început ca ucenicul lui Ioan Botezătorul, apoi i-a luat locul, el însuși botezând, ca Ioan Botezătorul, noi știm ce s-a întâmplat, Ioan Botezătorul a fost arestat și apoi decapitat de către Irod. Și Iisus a devenit, cum ar veni, substitutul lui Ioan Botezătorul. Iar apostolii și ucenicii lui Iisus întotdeauna îl priveau pe Iisus prin prisma vieții lui Ioan Botezătorul. Și nu puteau să înțeleagă cum Iisus acceptă toate aceste extravaganțe. Am mai spus să fie invitat, să bea un pahar de vin. Faptul că Iisus a spus, iarăși a mai spus ceva, dar a spus într-un mod spiritual, dar acest cuvânt al lui Iisus a fost luat ad literam. Iisus a spus că nu voi mai bea din rodul viței de vie, decât din nou cu voi în împărăția Tatălui. Dacă ne uităm în Talmud, care au fost acuzațiile aduse lui Isus de către iudei din timpul lui Isus? Că este mâncăcios, îi place mâncarea, îi place băutura, că se ocupă cu acte magice, că face aceste minuni prin acte magice. Deci toți discipolii stăteau pe ochii lui după Iisus să vadă ce se va întâmpla, care este următorul step. La următorul step îl vedeam acceptând 30.000 de dolari, cum ar veni, să fie puși pe capul lui prin ungerea aceea din Betania. Și el ne luând un punct de un. Pentru că Iisus întotdeauna era de partea săracilor, iar ucenicii s-au întrebat de ce Iisus îi place acest confort de a fi uns și spune aceasta s-a făcut pentru că femeia asta știe că voi muri și a făcut înainte de moartea mea ca să îmi ungă trupul cu nardul acesta costisitor. Totuși, apostolii nu au privit cu ochii buni faptul că Iisus n-a spus nimica.